Tigroaicele de la CSM București nu cunosc mila. Cu obiectivul declarat de a câștiga titlul în Liga Națională de Handbal Feminin, jucătoarele conduse de daneze Mette Klit nu au de gând să facă vreun pas greșit în actuala stagiune. Au venit la Constanța pentru a-și trece în cont cea de-a șaptea victorie consecutivă din campionat, iar ceea ce și-au propus le-a și reușit. Diferența de buget și de valoare dintre cele două echipe a fost reflectată pe tabela de marcaj. La pauza meciului cu CSU Neptun, bucureștencele conduceau cu 20 la 11. Datorită lotului puternic pe care l-are la dispoziție Mette Klit, aceasta și-a permis să o lase pe câștigătoarea Champions League, Cristina Vărzaru, pe margine o bună parte din meci. Chiar și așa, CSM București a continuat turul de forță și în partea secundă. S-a încheiat 41-22 și bucureștencele își păstrează poziția de lider în Liga Națională. E întotdeauna plăcut să vezi că ceea ce ai lucrat la antrenament îți iese în timpul meciului. Dar trebuie să rămânem concentrate, nu am ajuns încă acolo unde ne dorim, mai ales în faza de atac. Noi ne dorim să câștigăm campionatul anul ăsta, asta este obiectivul nostru, l-am făcut public, nu e niciun secret pentru nimeni și sigur că Liga Campionilor la anul, dar până atunci vrem să câștigăm campionatul și să rămânem sănătoase ca să putem să câștigăm campionatul. Diferența de experiență și de valoare. Pentru că am întâlnit o echipă în care, într-adevăr, s-a investit foarte mult anul ăsta competițional și și-au arătat valoarea în teren. Când ai jucătoare tinere și fără experiență, ați văzut că la fiecare greșeală se uitau spre bancă. Cu cine să le schimb? Pe cine să bag? Mai cu experiență sau cu mai mult tupeu în joc? CSU Neptun joacă joi în deplasare cu Dunărea Brăila, în timp ce CSM București se pregătește pentru derbiul de miercuri de pe teren propriu cu ocupanta locului secund, Corona Brașov.